De zile de târg, standul Humanitas a fost astăzi peste 10 lansări. Am început cu istorie, cu Neagu Giuvara, cu o ediție de colecție a uneia dintre cărțile domniei sale. Încheiam ziua rotund, tot cu istorie, cu istorie contemporană, pentru cel mai recent volum apărut în această colecție, pe care Vladimir Tismăneanu și Cristian Vasile o coordonează deja de câțiva ani la Humanitas. Va fi apoi cartea lui Pacep, atât în istorie contemporană, și mi-am permis să strecor între aceste două noutăți ale seriei istorie contemporană o altă carte pe care, într-un fel, i-o datorăm și lui Vladimir Tismăneanu, Jurnal de călătorie Rusia. Vladimir Tismăneanu semnează o excelentă prefață, de aceea între cele două cărți de istorie contemporană avem acest intermezzo din memorii jurnale. O să spun foarte scurt câteva dintre gândurile pe care mi le-a stârnit lectura Efigiilor unui coșmar istoric, această carte proaspăt apărută la Humanitas. Nu o să vorbesc despre politologul, expertul Vladimir Tismăneanu, întotdeauna atât de bine conectat la pulsul, la ceasul comentariului despre istorie, despre istorie recentă, în primul rând. Am să vorbesc ca un cititor pur și simplu și am să vă spun că am detectat aici, la fel cum am detectat și în alte cărți ale lui, două vocații pe care le cred esențiale, mai cu seamă atunci când îți propui un astfel de demers care stă sub sintagma splendidă etica a neuitării trimit la un volum al Monica Lovinescu. Și am să vă spun scurt că vocația epică nu e deloc de ignorat. Esențial este faptul că în acest volum avem un șir de fișe, un șir de portrete, da, e o galerie de portrete, dar ele sunt foarte vii. Fiecare personaj de aici e unul cu viață, e unul cu paranteze, e unul cu cotloane, e anecdotic de asemenea, nu e doar verdict rece academic. A doua vocație e aceea de portretist. Să nu vă lăsați înșelați de faptul că în carte capitolele curg cu minte ca într-un dicționar, ca într-o enciclopedie, alfabetic de la Ștefan Andrei, Gheorghe Apostol, Emil Bogu și trece prin toate literele alfabetului până la G. Iurian Vlad. E doar un criteriu de ordonare. Altfel, litera cărții e cât se poate de vie și portretele, încă o dată, sunt niște portrete care trădează efectiv o vocație de portretist. Cu aceste două gânduri pe care am ținut să vi le împărtășesc, închei, în primul rând, mulțumindu-i lui Vladimir Tismăneanu că este încă o dată împreună cu noi în standul Humanitas pentru câteva dintre cărțile care ne învață că etica neuitării e esențială pentru noi, poate mai mult decât pentru oricare alții. Și vă prezint invitații Horia Roman Patapievici, Ion Stanomir, alături de Vladimir Tismăneanu, Marius Stan, traducător al volumului Pacepa, care va avea de asemenea lansare aici, colaborator apropiat și, în bună măsură, vinovat pentru cartea pe care o lansăm astă seară. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Lidia! O să vorbesc acum? Bună seara, din nou, doamnelor și domnilor! Dragul Vladimir! Știam că o să fiu foarte obosit acum și, inițial, îi spuseți-mi, Vladimir, că nu se mai poate, nu mai rezist, mă îmbolnăvesc, cad, îmi prăbușesc. Dar mi-am dat seama că nu se poate să nu fiu alături de Vladimir Tismăneanu în seara asta la lansare. Și vreau să vă spun de ce. Uitați-vă bine la acest om. Este drăguț, politicos, bine crescut, inteligent, tobă de carte, de o politețe perfectă. Este, pe scurt, civilitatea întrupată. Cu toate astea, are dușman ireductibil, care l-ar sfârșia, l-ar omorâ, l-ar desfința, ar vrea să șteargă litera T cu care se scrie cuvântul Tismăneanu în dicționare. Pur și simplu. Și întrebarea pe care mi-am pus-o este, cum e cu putința așa ceva? Și întotdeauna cronologia ne ajută. De-aia istoricii sunt foarte buni.
Și anume să ne uităm dacă în 2005 Vladimir Tismănean era detestat. Dacă în 2000 era detestat. Pentru că era tot la College Park, profesor, avea aceeași acreditare internațională și cu toate astea, în 2000, Vladimir Tismăneanu era un personaj despre care toată lumea vorbea de bine. Era frecventabil, adică. În 2005 continua să fie frecventabil. Mă înșel? Bun, nu scria toată lumea despre Vladimir Tismăneanu, dar cărțile lui nu scotea pe nimeni din minți, apariția lui publică nu deranja pe nimeni și, în orice caz, nu exista o falangă de detractori care să-și fi făcut din denigrarea, persiflarea, falsificarea lui Vladimir Tismăneanu însuși conținutul vieții lor. În 2006 oare începuse să devină o persoană nefrecventabilă? Răspunsul este înainte de 18 decembrie 2006? Nu. După 18 decembrie 2006? Da. Ce s-a întâmplat în 18 decembrie 2006? Își mai amintește cineva? Atunci a fost prezentat în Parlamentul României de către șeful statului, nici nu îndrăznesc să-i rostesc numele, cum îl chema pe el, că Doamne ferește să vă spune că iarăși intelectualului Băsescu îndrăznește să rostească numele odiosului personaj, deci îl trec sub tăcere, dar era șeful statului, vai. A citit în Parlament, în fața unui Parlament care arăta ca un talcioc, ca o piață, ca o adunare de nebuni, raportul, sinteza raportului de condamnare oficială din partea statului român a regimului comunist din România ca ilegitim și criminal. În anul care precedase acea dată, Vladimir Tismăneanu a condus Comisia Prezidențială, însărcinată de șeful statului, ca să producă un document oficial care se cheamă raportul final și care în cele din urmă a fost publicat la editura Humanitas. Sunt două documente care în deceniul 2000-2010 reprezintă rodul unei cercetări a unor comisii oficiale care au produs un raport și care reprezintă o bornă de raportare a memoriei societății românești la două evenimente traumatice. Primul este raportul Wiesel, care reprezintă, este borna de memorie pentru raportarea noastră la contribuția noastră la Holocaustul evreilor în cel de-al doilea război mondial. A doua bornă a memoriei este raportul de condamnare a regimului comunist în România. Primul raport se leagă de numele lui Wiesel, al doilea de numele lui Tismăneanu. Din acel moment, Tismăneanu a devenit, pentru o parte, care este heteroclită și am să o numesc, nu mă sperie, a devenit de nefrecventat. Cred că punctul cel mai înalt și semnificativ înalt a reacției de respingere a lui Vladimir Tismăneanu vine din zona rusească. Unul este Vocea Rusiei, care a numit doi români ca personaje care trebuie arătate cu degetul ca negative și așa mai departe. Unul este Vladimir Tismăneanu, celălalt sunt eu. Cu numele meu, Patapievici, care este un nume rusificat, totuși nu-i așa, cu o dezinență rusească, dar mă apăr, pe Eminescu, Eminovici îl chema, nu inițial, înainte să-și schimbe numele. Sunt într-o totuși o bună companie cu acest vici la urmă. Dar pe Tismăneanu și pe mine ne-a arătat Vocea Rusiei ca personaje eminamente negative. Al doilea personaj din zona rusească care a făcut acest lucru este chiar ambasadorul Rusiei la București, care l-a arătat pe deget, pe el și pe Marius Stan, cu degetul, și a amenințat organe de presă românești pentru reproducerea unui articol dedicat fascismului lui Putin, fascismului baroc al lui Putin, în fine, pe care cei doi autori, Tismăneanu și Marius Stan, l-au produs. Așa ceva este de neconceput. Un ambasador într-o administrație străină la noi să se ocupe de ideile pe care le vehiculează doi intelectuali români. Îți stă mintea în loc. Și totuși, mintea ambasadorului rus nu a stat în loc. Și a produs această nerozie.
Da, este o nerozie amenințătoare. Deci, cui e frică de Vladimir Tismăneanu? După aceea, neomarxiștii din România sunt neabătuți, ei zic că sunt de stânga. Ei sunt, de fapt, marxiști proști. Neomarxiști, mă rog. Sunt neabătuți în a-l detesta pe Vladimir Tismăneanu. E de necrezut. Și știți ce îi reproșează? Marxismul școlii de la Frankfurt, cu care el simpatiza în tinerețe. Nu e comic? Asta nu îi se poate ierta lui Vladimir Tismăneanu, că în acea perioadă avea simpatii față de marxismul critic occidental. Într-o țară care practica nu marxismul, ci stalinismul fundamentalist, ideocratic și așa mai departe. Asta nu îi se poate reproșa, asta nu îi se poate ierta și îi sunt scoase niște citate pe nas în continuu de către presa zisă de stânga de la noi. Și de presa de... culturală, cum este Observatorul Cultural. Pentru că de la ambasadorul rus până la Observatorul Cultural, trecând prin critică, atac și prin această stângă neomarxistă, sunt oameni care nu pot trăi de faptul că Vladimir Tismăneanu publică cărți, publică articole, are o prezență de intelectual public și, în general, tot ce face îi scoate din minți. Dovadă că reproduc, regurgitează periodic aceste acuzații cu citatele cretine, unele chiar sunt cretine acolo, din aceste dicționare, nu mai știu ce era pe vremea aceea. Cum e posibil așa ceva? În condițiile în care unul dintre eroii stângii neomarxiste este Ion Ianoșin. Dacă el, Tismăneanu, ar fi rămas neomarxist, adică marxist și astăzi își zicea neomarxist, era adulat. Era perfect. Deci două lucruri trebuia Tismăneanu să nu facă. Unul era să nu aibă legătură cu condamnarea comunismului. Era un băiat gigea. Al doilea lucru era să rămână marxist. Dacă rămânea marxist, era iubit de toată lumea. Ei bine, atunci eu nu l-aș fi iubit. Dragă Vladimir, te iubesc pentru că ai condamnat comunismul și pentru că n-ai rămas marxist credit. Mulțumesc foarte mult. E întotdeauna greu să vorbești după Horia Roman Patapievici, dar cred că este și un privilegiu, fiindcă îmi permite să fac legătura cu unele dintre aspectele pe care le-ai evocat. Și de obicei se uită că înainte de a fi fost președintele unei comisii de condamnare a comunismului, Vladimir este autorul unei cărți fundamentale despre comunismul românesc. Iar dacă citești cu atenție această nouă carte pe care o propune, descoperi în ea prelungirea celor microbiografii pe care el le propunea stalinist pentru eternitate. Aceste microbiografii, care sunt carnea acestei cărți, au darul de a evidenția un aspect care e dificil de acceptat pentru mulți, anume continuitatea unor elite, transformarea acestor elite și dominația acestor elite, atât la nivelul de dinainte 1989, cât și la nivelul anilor de după 1989. Dacă este să mă opresc la un portret care ilustrează această capacitate extraordinară a foștilor ceaușiști de a fi eroi și înainte și după 1989, exemplul ideal este Adrian Păunescu, căruia Vladimir îi consacră un text memorabil. Adrian Păunescu este la ora actuală nemurit de primarul Onțanu, cred că Onțanu îi spune, într-o statuie. Da. Primarul Onțanu este un adevărat mecena, patron al culturii și ctitor și s-a gândit să nemurească pe Adrian Păunescu propunându-i efectiv transformarea lui în bronz. E o manieră, bineînțeles, de a omagia un om care la rândul lui a nemurit un alt personaj pe care alții l-au nemurit la Târgoviște. Este vorba de Nicolae Ceaușescu. Așa încât, dacă este să privim din punct de vedere cronologic, ca să vreau expresia asta, primarul ales democratic în România, membru a Uniunii Europene și a NATO, ridică o statuie poetului care a ridicat o statuie lui Nicolae Ceaușescu. Cred că o dovadă mai limpede a manierei în care aceste elite se reproduc nu există. De asemenea, aș mai alege o figură pe care Vladimir o propune în acest insertar, generalul Iulian Vlad.
Ianu Iulian Grădu este doar un seculist, ceea ce în România de azi nu cred că mai reprezintă un cuvânt de ocară, dar este și un analist istoric, este un analist al Revoluției 1989, cel care propune nu neapărat prin intermediul propriei sale voci, ci prin intermediul altor persoane care gravitează în jurul domniei sale, o grilă de interpretare a Revoluției 1989, care nu ar fi fost în fapt dărâmarea unei dictaturi, ci revanșa caghebiștilor în natura de Nicolae Ceaușescu și care caghebiști au provocat hecatomba de la Revoluție și care caghebiști putem continua la nesfârșit. Și dacă vă uitați la narațiunea pe care o propune Iulian Vlad, veți vedea că ea nu este o narațiune macinată. Sunt foarte mulți români care cred că dincolo de sacrificiul celor din 1989 se ascunde mâna Moscovei și de vreme ce se ascunde mâna Moscovei înseamnă că morții pe care i-a lichidat Nicolae Ceaușescu nu au dreptul să fie omageați, fiindcă nu-i așa, sunt agenți ai URSS. Aș încheia spunând că există în cuvântul înainte al lui Vladimir o remarcă care de obicei trecută cu vederea din motive evidente de cei care se agață de fantasmele totalitare ale secolului 20, fie de fascism, fie de comunism. Această aserțiune poate fi formulată în modul următor, recurgând la o expresie clasică, ideile au consecințe. În momentul în care, spre exemplu, Trotsky a fost ucis de agentul lui Stalin, nu ciocanul l-a distrus pe Trotsky, ci ideea stalinistă. În momentul în care Pătrășcanu a fost executat, după ce el însuși pusese în mișcare un mecanism care îi condamnase pe alții, nu plutonul de execuție l-a distrus, l-a exterminat, ci ideea. Toți acești indivizi, dintre care unii ne sunt și contemporani, care populează cartea lui Vladimir Tismăneanu, nu ar fi existat dacă nu ar fi existat o anumită idee. După cum, probabil, dacă nu ar fi existat ideea național-socialistă, Heinrich Himmler nu s-ar fi ridicat niciodată peste nivelul mediocru intelectual oarecare. Goebbels, Rosenberg, numele pot continua. Așa încât oameni ca Dumitru Popescu sau Iulian Vlad sau Ștefan Andrei au existat, s-au dezvoltat și au ajuns la poziția pe care au deținut-o, fiindcă o anumită idee, ideea comunistă, a ajuns să domine jumătate din lume, iar din această jumătate de lume a făcut parte și România. Dacă scoatem din ecuație ideea, rămân aceste figuri mai degrabă mediocre. Eu cred că nu trebuie să le acordăm beneficiul de a-i considera mediocri. Ei sunt complici a unui sistem criminal, iar în calitate de complici, au fost complici a unei idei. Au fost agenții prin care această idee a pătruns în lume și s-a făcut simțită de milioane de oameni. Această carte a lui Vladimir, pentru care îl felicit încă o dată, este un fel de a spune că ideile lucrează prin oameni și că dacă ideile nu pot răspunde penal, oamenii trebuie să răspundă penal pentru crimele pe care le comit. Mulțumesc! Bună seara, o să încerc să rămân cât pot eu de laconic, dar fiindcă avem așa un slot foarte aglomerat de intervenții. În primul rând aș dori să mulțumesc Lidie Bodea, de Gabriel Niceanu și Vladimir Tismăneanu pentru că mi-au încredințat acești ultimi pași ai manuscrisului către raftul public. Și a fost o mare plăcere și o mare de potrivă pentru mine să fac treaba asta. În același timp aș vrea foarte, foarte rapid să felicit pe doi oameni importanți pentru ambele proiecte despre care vorbim la această oră, pe doamna Gabriela Mai și pe domnul Cătălin Strat, care au făcut o treabă excelentă și înainte de târg și în timpul târgului. Acum, foarte rapid, în calitate de îngrijitor al efigilor și de prieten de suflet și de stilou al lui Vladimir, o să spun câteva lucruri apăsat despre această carte. În primul rând, consider că lucrarea reprezintă, dacă vreți, o intervenție civic-liberală, cam în sensul în care Jürgen Habermas vorbea despre the public use of history, utilizarea publică a istoriei. Este o carte care, din punctul meu de vedere, merită citită pentru claritatea ei morală, pentru precizia ei semantică și conceptuală și pentru spiritul critic.
Și în același timp, așa cum spunea, cred eu, inspirația pe Voinescu într-un editorial de ieri din evenimentul zilei, Vladimir Tizonanu continuă să scrie mânat de o formă de conștiință a reversibilității răului. Și confirm și acest lucru, atât cât se cunoști, cred că deja acum destul de bine, pentru că Vladimir Tizonanu prezent în istorie nu înseamnă doar memorie, înseamnă inclusiv presentiment. Cum aș defini eu foarte rapid această carte? Cred că este un excelent tratat teratologic. Autorul pune o lupă foarte precisă asupra acestor personaje și le scoate la suprafață anumite vicii de conformație. Deci vorbim de o galerie de portrete în clar obscur ale vechirilor regimului comunist, dar în același timp, un alt aspect important, cred că e vorba de o analiză fină de structuri, elite și instituții, practic o analiză a celor trei cei mai importanți piloni care au stat la baza vechiului regim, adică Partidul Comunist, aparatul propagandistic și aparatul represiv. Cred că nu putem înțelege de plin aceste efigii, aceste fețe ale răului, dacă nu înțelegem complementar și modalitatea intimă în care funcționează, în care a funcționat aberația totalitară de tip comunist. Cred că Vladimir Tizmananu reușește mai bine ca oricare altul dintre noi să scoată în evidență aceste foarte sensibile articulații dintre, dacă vreți, fizionomia subiectivității umane și, scuzați să-mi fie jargonul marxizant, malaxorul suprastructurii. Am conversat îndelung cu Vladimir Tizmananu în ultimii 4 ani, inclusiv despre valorile în care crede, care îl animă, despre proza sa politică și am ajuns la concluzia personală neindusă, că avem de-a face cu un spirit profund aronian, un intelectual critic extrem de prezent în viața publică din România, deși nu trăiește aici, un intelectual pasionat de treburile cetății și foarte alert în legătură cu ce se întâmplă, cu ce s-a întâmplat și cu ce se întâmplă cu viețile noastre. De altfel, cum a precizat și doamna Lidia Bodea mai devreme, în intervenția dumneavoastră, Raymond Aron a reprezentat la un moment dat o sursă de inspirație inclusiv pentru titlul de etică a uitării pe care l-au promovat Monica Lovinescu și Virgilie Runcan. Dacă ar fi să mă întrebați acum, chiar înainte de a parcurge volumul, cine au fost de fapt acești magnați ai regimului comunist, pe care Vladimir reușește să-i descrie atât de arhidios, aș spune într-o formulă contrastă că, de fapt, este vorba despre niște indivizi care s-au agățat obstinații de un anumit pretext ideologic, de indivizi care nu s-au căit niciodată, putem da exemplu chiar din carte, eu nu ies, de indivizi care și-au purtat, de ce nu, cu trufie, la revers sau la butonieră, această religie, practic religie politică. Aș mai spune ceva pentru a scurta intervenția mea despre stilul lui Vladimir Tizmananu, pe care l-am analizat în ultimii 4 ani, mai întâi ca, mă rog, om care a fost atras de cărțile sale și apoi de colaborator din ce în ce mai apropiat. A spune că există și o frumusețe stilistică în scritura sa, nu doar în această carte, ci în toate cărțile. Această carte, o mică paranteză, se înscrie într-o serie mai largă de cărți tematice, vine în continuarea Fantomelui Gheorghe Utej, vine în continuarea Lumii Secretă a Mâncăturii, vine în continuarea Salințului pentru Eternitate. L-am întrebat chiar pe Vladimir despre acest stil la un moment dat și mi-a spus că pe vremea când lucra la Europa Liberă, istoricul Vlad Georgescu, directorul din epocă al acestui radio, îl îndemna să scrie extrem de tranșant, dar fără imprecații, sfătuindu-l, dacă mi-a dus bine aminte, sau de fapt spunându-i că în spațiul anglosaxon nimic nu convinge mai bine ca dubiu. Cred că Vladimir și-a însușit foarte bine această lecție și vă voi invita, vă invit de fapt să urmăriți în carte de câte ori îl folosește autorul expresii sau cuvinte precum cred că, în opinia mea, mi-e teamă că și așa mai departe. În limba engleză acestea sunt denumite qualifiers. Ok, o să încheie intervenția tot în stil anglosaxon, spunând că mi-e teamă că ți-a ieșit și de data aceasta și îți mulțumesc că ai împărtășit cu mine vichinurile facerii acestui eveniment. Mulțumesc!
mai vine o lansare și probabil că să fie și niște autografe de dat, așa că să încerc să fie extrem de clar, de clar și de concis. Deci, primul lucru, trebuie spus că cele două mulțumiri atât de emoționate și emoționante pe care le-a rostit Horia Batapievici aici sunt într-adevăr, hai să numim, articulațiile fundamentale ale unor 30 mai bine de ani de acțiune intelectuală și morală care m-a caracterizat. Deci, unul din principii fundamentale a fost și cred că nu există niciun rând. Tot ce am scris în acești 30 și mai bine de ani, am plecat din România acum 34 de ani, nu pot să-mi spună nimeni nici măcar un cuvânt și în care n-am crezut când l-am scris. Deci aici deschid pe oricine va putea să spună măcar o literă în care n-am crezut cu sinceritate în momentul respectiv. N-am făcut sub nicio formă concesii fundamentale regimului comunist. Am făcut concesiile, hai să le numim minore, pe care le-au făcut atâția și atâția alții, ca să poți ajunge asistent universitar sau redactor la o revistă sau ceva de acest gen. Nu e momentul de a-mi face, de a-mi cere scuze în fața foștilor laureați ai diverselor premii ale vechiului regim, care vin în momentul de față și fost șef de sectoare și instructor la Comitetul Central, care sunt aplaudați în momentul de față, va prezentați expert, spune cineva despre domnul Iano, și a fost expert cultural la secția de propagandă a CC-ului. Nu existau experți culturali, erau instructori la secția respectivă. Exact, hai să-i lăsăm. Bun. Deci vreau să mulțumesc efectiv editurii Humanitas și există, această carte a fost scrisă într-un fel și veți vedea că anumite articole sunt semnate între Marius și de mine, deci e un proiect în desfășurare și era istoria cărții există, există totdeauna și o istorie secretă. Și din o parte a istoriei secrete este că volumul era la un pas să apară, cum ne spunea Gabriel Liceanu, dacă nu intervenam în ultima secundă, ne trezeam cu un mamut de vreo 600 de pagini. Volumul a fost practic divizat în trei volume și va avea istoria sa. Deci aici ne-am ocupat de perioada și când spun neam, este într-adevăr că e o carte scrisă împreună cu Marius. Deci aici trebuie să o spun direct. Și dacă nu lucra el absolut cu devotament extraordinar în aceste luni, au fost momente când i-am spus, hai să o lăsăm moartă, ne ocupăm de alte lucruri, și nu, acum o ducem până la capăt. El știa alte istorii. Bun, mulțumesc evident prietenilor mei care au luat cuvântul, Ihoria, Ionu Stanomir, lui Marius, pentru ceea ce au spus. Să vă spun câteva cuvinte despre... Țin să spun că cele mai multe articole care le vedeți aici sunt publicate pe platforma Contributors și au fost reluate fără excepție pe pagina principală a publicației online Hopnews. Parte din ele au apărut în revista 22 online, parte din ele au apărut în evenimentul zilei, dar fundamental a fost Contributors. Și dacă sunt aici Dan Tăpălară, Cristi Fantazi sau Lucian Popescu, pot să depună mărturie și pot să audă mulțumirile pe care le aduc eu pe această ocazie. Într-o epocă în care atâtea platforme, Horia a amintit una dintre ele, de la extrema stângă, au urcat, dar au și coborât foarte repede sub ochii noștri, ce era critica ta acum 2 ani și ce este critica ta acum. Este o diferență de la cer la pământ. Contributul s-a urcat constant, ceea ce este extrem de îmbucurător, pentru că împreună cu voi am deplâns și el a și scris acest lucru în o serie de articole din atât de regretată revistă care a fost Idei în Dialog, extinția centrului în viața intelectuală românească. Contributors este centrul în viața intelectuală românească. Însă nu mi se spune că acolo publică doar Liceanu, nu, acolo publică și Victoria Stoiciu. Deci, în momentul în care într-o asemenea, pe asemenea platformă e loc pentru diverse puncte de vedere, de asta avem nevoie. Deci pledoaria mea este într-adevăr pentru pluralism și pentru pluralitatea opiniilor. Despre ce e vorba în această carte? În primul rând e vorba, exact cum spuneam mai devreme, de o galerie de personaje, dacă vreți o demonologie sau poate Marius a spus o teratologie. Acum problema este că teratologia asta care studiază comunismul sau stăpânii lui de-al treilea Reich, nu avem de-a face cu personaje exterior abominabile. Interiorul lor, mai exact mentalul lor, este abominabil.
Și atunci de aici apare și această operațiune de arheologie psihologică la care mă dedau, nu știu dacă și pe care o practic, fac un fel, dacă vreți, de chirurgie psihologică. Și încerc să văd, mă întreba aseară Mihai Rădulescu de TVR 2, nu? Și îmi spunea dacă există, care ar fi elementele comune pe care le găsim la aceste 25, să spunem, de personaje. Sigur că cineva poate să întrebe, ce nu-i Virgil Trofin acolo? Pentru că este în arheologia terorii, cartea reeditată la curtea veche de, și prefață de Cristian Vasile, care e acolo și mulțumesc. Bun, nu puteam să facem acum toate numele, am ales anumite nume și, de fapt, lucrurile publicate în ultima vreme. Plus avem elemente de arhivă, care nu le-am avut în momentul când am scris arheologia terorii transmisă la Europa Liberă în anii, eu știu, 82, 83, 84. Acum avem aceste lucruri și sunt folosite, iarăși, contează foarte mult. Citiți, de pildă, intrarea care este opera mea și nu întâmplător semnată, nu știu cum a apărut aici, dar pe contribuitor și contribuitor a fost semnată Marius Stan și Vladimir mai mult, pentru că el a venit cu documentele de arhivă despre cel mai important caz de erezie intelectuală românească din interiorul partidului, care a existat între 1945 și 1989, cazul Alexandru Jan, despre care nu aveam toate datele. Ei bine, avem în urșit, nu știu dacă Mihai aici, Burcea, care ne-a pus la dispoziție dosarul de Alexandru Jan. Vorbim de sute și sute de pagini, memorii, deci lucruri care nu se știau. E un caz cu totul fenomenal. În jurul lui s-a produs destalinizarea în România, a fost oprită în urma scandalului Jar. Ăla a fost momentul 56, în jurul în martie 56, la prelucrarea documentelor Congresului al 20-lea al PCUS. S-a organizat o provocare, citiți cartea și vedeți, a fost o provocare sinistră care a plecat de la Gheorghiu Deș și Leonte Răutu, participant parțial, cred că a fost, că era în sală și era în prezidiu Miron Constantin Cărstu, și pe acest cont, practic, așa se ajunge la afacerea noi capilari 58-60 și la toate celelalte. Deci, momentul este momentul Jar. Nu o să intru mai mult în detalii. Ce m-a spus Marius un lucru, deci mă ocup în cartea aceasta, pentru că cred într-un model totalitar care, sigur, trebuie ajustat și trebuie modernizat, că nu suntem în 51 când a publicat Hannah Arendt, splendida carte de altă origine totalitarismului. Colecția, în ce colecție, tot la istorie contemporană, apoi, nu mai știu. Și reluată după la noi. Așa, deci origine totalitarismului de Hannah Arendt. Deci, bun. Era în 51, între timp a avansat sovietologia, a avansat filozofia politică, a avansat a scris și Pierre Manat, a scris și alții despre totalitarism, deci, dar împreună, să spun așa, cu tot profesorul Galdei, cu Pierre Manat, cred că problema politică a secolului 21 va fi tot totalitarism. Deci, din acest punct de vedere, problema politică fundamentală. A spus-o foarte clar și cred că are dreptate. De cu asta ne întâlnim. E clar că vine. Noi putem să spunem să ne-a citat Marius Horibil Edictul, a citat pe Marx, o Horibil Edictul, a citit despre Trotsky. Noi putem să nu fim interesați în război, dar războiul e interesat în noi. Deci dacă nu ne face plăcere, asta este. Războiul e interesat în noi. Totalitarismul e interesat să mai experimenteze odată oroarea pe trupurile și pe mințile noastre. Vor găsi alte nume, nu se va mai numi, se va fi socialist bolivarian, habar n-am ce nume, o să facă socialist de tip Kathmandu, o să găsească ei ce socialist vor face, dar să nu uităm, tot timpul se vorbește că încercăm, deci unii dintre noi încercăm să ponegrim socialismul. Noi ponegrim socialismul, păi parcă Partidul Național Socialist al Muncitorilor Germani era lui Hitler. Nu s-a chemat până în ziua în care a dispărut Partidul Național Socialist al Muncitorilor Germani, parcă așa s-a chemat, nu? Bun, cam astea erau gândurile mele, să mă gândesc dacă am uitat ceva. Da, cele trei instituții, vreau să precizez foarte clar. Evident, există și altele și s-au fost studiate și vor fi studiate. Cele trei instituții care ne interesează în cartea aceasta sunt partidul, al doilea este aparatul ideologic sau să fie propaganda, și al treia este represiunea, adică poliția secretă sau, dacă vreți, scutul și sabia partidului, cum a numit-o chiar Felix Moldovici Dzerzhinski. De aici și accentul pe grupul, și de aici îl vedeți pentru prima oară dezvolt, ceea ce am numit grupul, că pentru a explica ascensiunea lui Nicolae Ceaușescu, a trebuit un grup de presiune în partid. Acest grup de presiune și pe care nu l-a avut nici Maurer, nici Apostol, nici alții. Deci când se vorbește că totul a fost o luptă între indivizi, se pierde din vedere că, de fapt, partidul avea propriile sale structuri de ascensiune, lupte interne și așa mai departe. Ei bine, Ceaușescu a avut în jurul lui, fiind secretar al Comitetului Central cu probleme de cadre, începând din 54, deci între 54-65, 11 ani, el a controlat dosarele partidului, e enorm.
până la... Și având memoria fenomenală pe care o avea, asta nu avea de cei mai mari adversari, avea în mână, și spre a cita pe Stalin, altă figură frumoasă, cadrele decid totul. Dacă cadrele decid totul, cine controlează cadrele, controlează totul. Și într-un sistem totalitar, cadrele decid totul și iată cum personajul ajunge la atât. Ceea ce nu înseamnă că este același lucru cu național-socialism. Există o carte întreagă care a fost tradusă de Marius și prezentată la emisiunea Victoria de la Libreria din Ciuștiniu, în care discut pe larg, diavolul în istorie, în care discut pe larg aceste lucruri. Deci am încălcat cele 5 minute care mi-au fost acordate. Vă mulțumesc că ați venit. Vor mai apare două volume și pe un subiect extrem de incitant și probabil și fascinant. Există și un proiect secret despre care nu o să spun nimic, fiind secret, e bine dacă știu doar două, trei persoane, să mama mea avea o vorbă, un secret e un lucru pe care nu știe nimeni. Deci, dar noi îl știm în momentul de față și vorbim, deci tot acest proiect de, hai să-l numim, de desacralizare a ceea ce părea să fie sacru, asta este scopul. Încercăm să deconstruim, să desacralizăm, să demistificăm ceea ce era învăluit de această opacitate, de acest mister universal, ce era comunism, acest Dumnezeu ascuns undeva despre care nu se putea vorbi. Sunt trei chestiuni pe care a încercat să le inoculeze și lumea și le-a inoculat. Unul era că regimul comunist este irreversibil, al doilea că regimul comunist este infailibil, tot în direcția asta mergea, și al treilea este că regimul comunist este interminabil. Toate trei sunt, de fapt, respinse, falsificate, să zicem, în timpul revoluțiilor din 1989 și de aceea este un moment atât de important în ceea ce discut și de aceea cartea care este o teratologie, dacă vreți, cu ghilimele, un tratat despre monștri, se încheie cu o speranță. Ultimul text nu se mai referă la acești ticăloși, ci se referă la cei care au răsturnat pe acești ticăloși, la revoluțiile din 1989. Deci acolo se încheie, urmând partea următoare, despre care putem anticipa, nu știu cum o să fie, că avem multe proiecte, dar aceea ar fi despre anul 2012 și eroii și antieroii anului 2012. Cei care se uită pe contributor știu cât am scris că subiectul e crim și că subiectul pontocrație și așa mai departe. Nu sunt, dar Iliescu este aici. Deci în această carte, pentru că fără Iliescu, și cu asta am vrut să nu intru în politică contemporană, dar nu pot să nu o spun, fără Ion Iliescu, Victor Ponta n-ar fi fost premierul României. Vă mulțumesc!